Hei, bună! Astăzi aș vrea să vorbesc cu voi despre hateri. Haterii știu că toți știu ce înseamnă, dar vreau să vă explic. Nu înțeleg. De ce... dați comentarii rele, cum ar fi la videoclipul cu mama mea. Chiar ați jignit-o și nu prea este frumos. De ce vă bateți voi capul, haterii, despre chestiile astea? Că prea nu are logică, vă consumați prea mult timp pentru ceva care nu îi pasă lui nimeni. Adică voi degeaba credeți că dați comentarii urâte și ne face să ne jigniți. Dar nu, mai bine nu mai dați niciun comentariu, că oricum nu ne pasă și în plus vă jigniți pe voi. Nu e frumos din partea voastră. Nu vorbesc de cei care mă urmăresc. Spun despre hateri acum. Este un videoclip special pentru hateri. Dacă o să fiu la acest videoclip o grămadă de hateri, nu mă interesează pe mine. Adică degeaba ți irosești timpul când poți să faci alte lucruri în loc să scrii un comentariu urât și să o jignești pe mama mea. Să o jignești pe mama mea și să mă jignești pe mine, dar mai ales pe mama mea, nu e prea frumos. Scrieți-mi acum un comentariu, v-ar plăcea să vă jignească cineva pe mama voastră? Nu știu, mie nu-mi place să-mi jigniți mama, ok? Unii mi-au spus că sunt rea cu mama mea. Nu, nu sunt rea cu mama mea, chiar o iubesc foarte mult și nu înțeleg. De unde mă cunoașteți voi? Poate cei care mă urmăresc mă cunosc mai bine, dar cei care nu mă urmăresc și doar se uită la un videoclip și îmi spun că nu ești rea cu mama mea, nu. Și cei care sunt abonați la mine știu că eu nu sunt rea cu mama mea. Deci să... scrieți acum în comentarii, vă place această chestie, să vă jignească cineva mama, să facă o grămadă de feluri și că e urâtă pe bune acum, fiecare om e frumos în felul lui, ok? Doamne.